Georgiana Lobonț și Rareș Cițovan divorțează. Soțul interpretei de muzică populară a fost cel care a dorit separarea și a făcut primele declarații despre alegerea făcută. Ziua următoare, cei doi s-au afișat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Se mai despart Georgiana Lobonț și Rareș Cițovan. În urmă cu câteva zile, Georgiana Lobonț posta pe rețelele de socializare fotografii din vacanța în Maldive, unde era cu zâmbetul pe buze, alături de soțul ei. Acum Rareș Ciciovan a anunțat că va divorța de mama copiilor lui. După șapte ani de căsnicie și doi copii, cei doi au ajuns la divorț. Soțul Georgianei Lobonț a confirmat despărțirea de cântăreață. Momentan, cei doi nu au depus actele de divorț, însă urmează să facă și acest pas. La doar o zi distanță de la marele anunț, făcut chiar de soțul artistei, o sursă apropiată a cuplului dezminte totul. Cântăreața nu a făcut nicio declarație până la momentul actual. Încercând să nu dea curs niciunei speculații. În schimb, un prieten de familie susține că cei doi nu divorțează și că totul este bine între ei, totul este bine, nu se desparte nimeni. Vă dorim o seară minunată și să auzim numai de bine, a scris Fane Bănățeanu, pe pagina de Facebook. Cert este că cei doi sunt împreună în vacanță în Maldive și imaginile pe care artista le-a postat nu au nicio legătură cu realitatea. Se pare că lucrurile merg bine între ei. Bucurându-se din plin de vacanța petrecută împreună și nu ai zice că cei doi sunt în punctul de a-și spune adio.